Proiectul aprobat în cadrul ședinței de guvern prevede înființarea în subordinea Universității Ștefan cel Mare din Suceava a Casei de Cultură a Studenților, instituție publică care are drept scop susținerea participării comunității academice la acțiunile de afirmare a culturii naționale și recunoașterea acesteia în cultura europeană. 10 posturi așteaptă să fie ocupate în cadrul noii instituții. Sucevenii întrebați ce părere au despre această inițiativă s-au arătat bucuroși că studenții ar putea să-și umple timpul cu activitățile culturale, în speranța că așa poate vor învăța să prețuiască mai mult cultura acestei țări. Foarte bine, să se înființează, nu? Dacă e nevoie. Ce credeți că ajută asta pe suceveni, mai ales pe studenți? Păi studenții ajută, cred că, nu? Au acolo mai multe activități, mai multe... Ce credeți că ar trebui să includă o casă de studenți, o casă de cultură a studenților? Păi să facă activități din astea, pot să facă... Că am mai văzut cu echipa artistică tare frumos cu studenți. Da, chiar am văzut Iași, echipe artistice cu studenți foarte frumoase, dansau frumos, aveau jocuri populare de-a noastră, frumos. Să înțeleg că este un proiect bun, cred. Bun, să facă, să aibă unde să ducă. Un lucru bun. De ce? Atâta timp că se face ceva, când se înființează ceva, este un lucru bun. Ce credeți, care sunt domeniile pentru care studenții ar opta la noua casă de cultură? Din păcate, asta nu pot să vă spun, nu știu cam ce opțiune ar avea studenții. Cum credeți că va arăta această nouă casă de cultură? Credeți că va fi la fel cu cea a sindicatelor? Sper să arate mai bine. Cel puțin casa de sindicatelor, cum arată în momentul față, arată dezastruos. Finanțarea va fi asigurată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, mai exact din bugetul Ministerului Educației Naționale. Hotărârea de a înființa Casa de Cultură a Studenților în municipiul Suceava îi va ajuta pe cei 10.000 de studenți care urmează programele de studiu ale universității să formeze o tradiție culturală studențească prin manifestările cultural-artistice desfășurate. În felul acesta, tânăra generație va dispune de mari talente care pot fi puse în valoare dobândind educație. Își va fructifica timpul liber, pasiunile și originalitatea. Acestea au fost cuvintele președintelui Consiliului Județean Suceava, Cătălin Ioan Nechifor. E bine că nu era nimic pentru studenți. Și ce crede? Care erau numai niște restaurante în arii și restul nimic de cultură. Și care sunt domeniile pentru care credeți că studenții vor opta? Cred că la cultură, la film, la probleme de genul ăsta. Nici cinematografie nu mai avem în oraș. Referitor la aspect, credeți că va arăta ca și Casa de Cultură a Sindicatelor sau va fi ceva modificat la... Cred că ceva mai aspectos, pentru că tinerii au gusturi mult. Deci credeți că e un proiect bun? Eu zic că da, foarte bun chiar. Când vor organiza primele lor spectacole, credeți că veți merge? Veți dori să mergeți? Adică aveți încredere că va fi ceva bun? Neinvitat nu mă duc. Invitat am să merg așa ăsta în ultimul rând și am să aplaud dacă n-am să aud cântece patriotice. Referitor la aspectul noii case de cultură, credeți că va asemăna cu cea a sindicatelor? N-ar fi rău. Asta e o casă reușită. Deci e o construcție reușită. Asta e o propunere? La ziduri? Da. Dacă e făcută de arhitecți tineri, chiar să fie mai reușită ca asta, eu am să o aplaud. Consiliul Județean Suceava susține activitățile cultural-artistice desfășurate de tineri suceveni, deoarece reprezintă o coordonată esențială pentru contribuția deosebită a culturii studențești și a patrimoniului cultural român.